Șomerii cu studii gimnaziale au ponderea cea mai mare, urmați de cei cu studii primare sau fără studii. De asemenea, persoanele cu studii liceale, profesionale și universitare completează clasamentul, în timp ce telormanenii cu studii post-liceale au înregistrat cea mai mică pondere la sfârșitul lunii februarie din acest an. Potrivit celor mai noi date, rata șomajului în Telorman la sfârșitul lunii februarie din acest an a fost în creștere. La sfârșitul lunii februarie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Telorman, erau înregistrați un număr de 9.405 șomeri, din care 3.966 femei, rata șomajului fiind de 8,67%. Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 8,63%, mai mare cu 0,04%, față de luna precedentă și cu 0,57% mai mare față de aceeași perioadă a anului anterior. În acest moment, la nivelul județului Telorman, cei fără un loc de muncă au la dispoziție un număr de peste 300 de locuri din care alege prin intermediul AJOFM Telorman. AJOFM Telorman are în evidență un număr de peste 315 locuri de muncă vacante la nivel județean pentru diferite meserii. Mai mult decât atât, potrivit datelor, majoritatea persoanelor șomere sunt cele cu vârste cuprinse între 40 și 49 de ani, dar și cele peste 50 de ani.